Sunt sigur că ai auzit măcar o dată de Codrin Bradea Satana. Fie ai văzut vreun videoclip din seria Satana Cartoons dacă ești un pic mai bătrân, sau poate ai ascultat măcar o dată o piesă de la Bazooka. Ei bine, astăzi vom face un videoclip, un concept pe care l-am preluat din afară, atât s-a putut. Îl vom ranca pe Codrin pe fiecare perioadă, ca să zic așa, a evoluției sale pe YouTube. Că tot are 10 ani, avem destule bucățele așa, variante de Codrin despre care o să discutăm. Vom începe de la mai așa până la vârful său al carierei. Așa că să-i dăm drumul. Codrinul care mi s-a părut mie mai un pic așa, Codrinul prepandemic sau cel când s-a pus pe slăbi, și anume cel din 2019. Două ochiuri, lapte, pâine cu dulceață, simt nevoia să consum alcool de dimineață. E bine, în această perioadă a avut niște tranziții în viața sa, a urmat să se mute în Oradea, atunci mi se pare că s-a apucat și de școală de șofer, sau a urmat să se apuce școală de șofer, dar a urmat pandemia. A avut și o despărțire, cine l-a urmărit pe Instagram știe, avea poze cu o altă fată și ulterior s-a cuplat cu Larisa, fosta lui fiind cea din acest videoclip, pe care nu înțeleg de ce l-a filmat careva în magazin când și-a cumpărat bere. Ei bine, în această perioadă a avut și videoclipuri foarte bune, unele mai triste, cum ar fi Există Karma și câteva clipuri în care n-a putut să folosească PC-ul, dar a avut și super melodia cu Simt nevoia să consum alcool de dimineață, care cred că are legătură cu motivul despărțirii sale. Nu vrem să intrăm în detalii din viața lui. Următorul Codrin este cel post-pandemic, și anume actualul de acum. Pune în mare parte gameplay-uri și merge să cânte, are concerte cu Bazooka pe la diferite festivaluri, corectați-mă voi cum se zice corect. Este actualul, puteți să intrați acum pe canal să-i vedeți ultimele videoclipuri din ultimele luni. Următorul este Codrinul Pandemic. Trecând așa prin viață, am cunoscut odată o domnișoară. Dacă bine țin minte, îi se spunea... A fost perioada în care am fost închiși în case 2 luni de zile, unii ne-am vaccinat, unii nu ne-am vaccinat, unii ne-am luat în jurături că ne-am vaccinat sau că nu ne-am vaccinat, mă rog. În perioada asta Codrin a dat-o tare pe meme review-uri, a început și GTA Bazooka, dacă nu greșesc, și are replica aia mișto în clipul ăla cu, mă rog, are mai multe clipuri, chit că sunt mai simple și sunt făcute la el în casă așa, în izolația în pandemie. A avut câteva meme-uri create, cum ar fi Alo, bună dimineața, sau Marius, sau clipurile cu cum să faci hamburger și pizza. A profitat cât de mult s-a putut de faptul că a trebuit să stăm cu toți închiși în case, dar măcar a putut să creeze clipuri super bune. Pe locul 4 avem Satana PC. Eu sunt Satana. Acesta este Codrinul până să se mute la București, sau mai degrabă Codrinul până se fie șters primul său canal. A mai avut un canal înainte, ăsta ar fi cam al treilea canal. Deci a avut primul său canal care făcea milionul înaintea lui Mikey H, Satana PC se chema inițial. Am mai avut ulterior un canal în care dezbătea subiecte și era, părea prea inteligent și i-a zis, bă, nu vreau să fiu serios pe internet, și a renunțat la canalul ăla. Și ăsta de acum este al treilea. Ei bine, Codrinul de pe Satana PC este inițialul, prima variantă de Codrin Bradea, până să ajungă la Teofil sau teoria aia conspirației apărută acum niște ani că a fost înlocuit Codrin, că da, ăsta acum e gras de frasul Teofil, în fine. Deci, Satana PC... Perioada în care toate jocurile se chemau Satana Games, așa se chema playlist-ul de gaming Satana Games, jucase Outlast și a făcut jocul super popular în România, mulțumită lui Codrin, cred că toată lumea știe de Outlast. De asemenea, Satana Cartoons, care l-a lansat pe culmile internetului și foarte mulți oameni, youtuberii, dădeau cu hate pentru că se înjura mult, domne, ajunsese să fie pomenit Satana Cartoons până și la radio. Bine v-am găsit la Radio OSU! Moftic că în perioada aceea au fost vreo 2 clipuri sau 3 pe care nu le mai găsim. Am un videoclip mai vechi în care i-am putut accesa oarecum vechiul său canal folosind Wayback Machine-ul
Și sunt câteva clipuri pe care nu le mai putem găsi, sunt dispărute. Unul cu ce părere au bătrânii despre Satana Cartoons, mai era unul cu ceva tabără de vară și avea el un personaj cam controversat și mai era și un clip de breakdance, dacă ți-o bine minte. Vă las undeva deasupra capului meu, dacă nu uit, îmi aduceți voi aminte în comentarii, clipul în care am putut să-i vedem vechiul său canal folosind Wayback Machine-ul. Și de asemenea, în această perioadă a lansat Bazooka prima sa piesă dinainte se cheme Bazooka, Fox, Lobo și Jale. Da, bă, ce-i voi, da, bă, ce-i voi. Al treilea codrin este bucureșteanul. Ce ai zis, mă? Bucureșteanul, în curând la cinema și în cabinele de WC-ul public. Ești Caterinca, băi. După ce s-a mutat de la Oradea din casa părintească la București. A cam început această tranziție la codrinul bucureștean de la clipul intitulat Fută-mă Dumnezeu, videoclip în care a anunțat că el se mută la București și stătea la mătușa sa, pe prelungirea Ghencea. Am aflat și eu asta vreo 8 ani mai târziu, că a zis într-un videoclip la altcineva. Deci, de la acest videoclip a urmat tranziția lui în a fi bucureștean și anume, dintr-o dată parcă a devenit mai palid la față că nu prea ieșea din casă, doar așa când se mai ducea pe la facultate și atâta. Da, măcar a evoluat foarte mult seria de Sâmbăta cu Satana. Normal că nu mai vrei, când vezi câtă muieți ei. Lui Codrin e cam frică și de asemenea are pula mică. I-am avut pe Roberto, pe Dracu, am avut și Bambui Pulentor, o reîntoarcere a lui Petrișor la un moment dat. În timpul ăsta mi se pare că s-a întors și Echo din Anglia, că s-a dus cazul grav. Din fericire și-a dat seama că locul lui e în România, alături de Codrin în București. Asta a fost perioada în care Codrin a avut și rivalitatea cu Zmenta, a fost chemat și de două ori la Dreamhack. Și tot în această perioadă i-a fost șters canalul Satana PC, s-a reapucat de YouTube și a recuperat într-un timp destul de scurt și 355.000 de abonați pe care i-a pierdut. Pe locul 2 avem Codrin Milionarul. Să-ți dau în cap cu cu și-ți fut un pumn la Codrin când a făcut milionul de abonați în 2018. N-am cum să uit Codrinul din acea perioadă cu albumul În colțul gurii de la Bazooka, primul album fără Sesu, a fost o, cum să spun, a fost o lovitură grea pentru Bazooka, pierderea lui Sesu. Din fericire, ei au rămas prieteni în continuare, Sesu a părăsit trupa deoarece el era la Oradea, Eco și Codrin în București și era greu să comunice și să tragă piesele și doi la mână. Sesu are un stil de a face piesele, Eco și Codrin au alt stil. Tot în această perioadă a avut și niște concerte destul de importante. A încetat să facă concerte în București fix când am început eu să colind orașul ăsta mai mult și acum am și mutat și n-a cântat deloc Codrin la București. Dar nu contează, a avut concerte la Cluj, la Iași, a avut niște clipuri cu ofrande absolut geniale. A fost o perioadă foarte bună pentru Codrin, a evoluat foarte mult și da, dar nu este acesta vârful său de carieră. Vârful său de carieră este la o moarte, îi un sfat, nu un vers. Nu însemni nimic pentru univers. Vârful de carieră, picul, cum îi mai spun francezii, al lui Codrin 2016-2017, când a fost cel mai gras Codrin posibil. Perioada în care s-a îngrășat a fost și perioada în care, după mine, a fost cel mai amuzant posibil. Videoclipul meu preferat de la Codrin este cel intitulat Mi-am bătut părinții în biserică. La acest videoclip am râs în hohote și de fiecare dată când mă uit la el râd cu lacrimi, deși mare parte din replici le-am învățat pe de rost. Ei bine, tot în această perioadă s-a înființat, sau mai degrabă a început Bazooka să urce pe culmile gloriei, adică în 2015 am înființat Bazooka, pe 3 august, când am postat și eu primul clip oficial pe canal aici. Revenind la această perioadă, în 2016 a lansat cu Bazooka albumul Asta e Bazooka,
și chiar a fost un album bun. După aia 2017, Trotineta cu trei roți. Două albume foarte bune. De asemenea, în perioada asta a făcut un alt videoclip foarte important, tot legat de muzică, Balada depresiei, Teofil și Mihail, Cele mai proaste glume din lume și multe altele. Chiar cele mai populare videoclipuri ale lui Codrin, care nu sunt dedicate trupei Bazooka, le-a făcut în această perioadă. Cam acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să facem o clasare, o rancare, ca să zic așa, și a altor YouTuber sau formații sau cum vreți voi, personaje, wrestler, orice, să-mi ziceți în comentarii. De încheiere vreau să-mi lăsați și voi în comentarii care au fost perioadele voastre preferate ale lui Codrin, sau să-mi faceți direct clasamentul în stilul vostru, când a fost mai și când a fost vârful său în carieră.